Lentilele se aplică pe ochi la începutul zilei și se scot seara. Acestea pot fi de unică folosință, dar pot fi purtate chiar și un an. Important e să știm cum să le folosim corect pentru a nu irita și chiar infecta ochii. În cazuri când nu sunt respectate regulile de purtare, atunci pot apărea probleme. Apare și o infecție oculară și dacă nu sunt respectate igiena personală, aplicarea lentilor corectă, este tot o tehnologie întreagă. Pentru a evita diverse probleme, trebuie să mențineți lentilele curate, iar dacă va intra ceva în ochi, scoateți-le și îndepărtați corpul străin. Nu trebuie de încercat de scos cu batista sau cu degetele sau cu bețeșoarele de pe suprafața ochiului ceva, fiindcă nu întotdeauna este reușit momentul ăsta și deci putem adânci corpul ăsta străin în interior. Lucruri mărunte, precum un fir de păr sau praf, pot fi înlăturate cu ajutorul apei. Senzația de disconfort însă o să o aveți chiar și câteva zile. Dacă nimerește și persoana simte că a nimerit ceva, primul moment este să spălăm ochii cu mult lichid, chiar să deschidem ochiul puțin într-un mediu apus, de dorit sigur că de folosit soluții speciale, ser fiziologic. Sunt însă și lentile predestinate tratării. Câteodată, ca tratament, în cazurile când se traumează suprafața oculară, aplicăm lentile de contact terapeutică. Pentru o zi, două, ca să evităm purtarea de pansament pe ochi. Este ca un pansament în cazul dat. Dacă în ochi a pătruns o substanță toxică, spălați-vă mâinile și aruncați lentilele la gunoi. Apoi, adresați-vă imediat medicului. Se poate întâmpla când substanțele sunt foarte periculoase pentru țesuturile oculare, poate provoca gaură în ochi și este în cel mai rău caz, este o problemă oceață care poate apărea și poate să persiste o perioadă de timp, dar cel mai rău caz să scăpăm momentul și pierdem vederea. Cea mai bună profilaxie pentru igiena ochiului rămâne spălarea cu apă curată și folosirea unui prosop individual pentru fiecare membru al familiei.